Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dragilor, asta este o misiune foarte dificil de făcut pentru mine, pentru că sunt foarte implicat emoțional în ea. Vorbim despre o temă care mie mi-a răvășit viața. Vorbim despre tema sexualității. În perioada adolescenței, anii 90, în România, dată cu blugii, cu înghețata și cu alte produse ale capitalismului occidental, necesar de altfel, în opinia mea, intră, din păcate, și lucruri rele, uh, imorale, pe care oamenii din vest, trăind deja într-o imoralitate, le promovau ca pe ceva normal. Unul dintre aceste, aceste lucruri au fost presa de tip pornografic. În anii 90, au contact pentru prima dată cu uh, o revistă de natură pornografică adolescent fiind, neavă niciun fel de îndrumare duhovnicească, neavă niciun fel de îndrumare științifică, neavă niciun fel de îndrumare părintească, niciun fel de control din partea părinților și din momentul acela intru pe o pantă abruptă și periculoasă pe care nu o doresc nimănui a, unei sexual, a practicării unei sexualități ieșită din firele normalului. Despre acest subiect al modului în care sexualitatea este importantă, dar trebuie ținută în anumite limite. Vom vorbi astăzi cu Părintele Constantin. Părinte, bine ați venit! Domnule, ajută! Părinte! Bine. Care este diferența între sexualitate și iubire? Iubirea nu exclude sexualitatea într-o într anumită accepțiune. Atunci când iubirea este concretizată între un bărbat și o femeie, în taina cei doi se unesc și atunci acolo noi ne rugăm, cum zice și în rugăciunile de la comunie pentru bună înțelegere sufletească și trupească. Și mai spunem acolo, aducem în aminte un cuvânt din Sfânta Scriptură, că cei doi vor fi un trup. Deci asta arată o legătură trupească foarte strânsă între cei doi. Se poate iubire și fără sexualitate, și sunt multe situații chiar între persoane căsătorite, unele chiar care au trăit așa-numita căsătorie albă, care nu-i de recomandat, dar în anumite cazuri excepționale și sunt, cred că, câteva la, la o generație, se poate binecuvânta, deci numai cu binecuvântarea Duhovnicului, cei doi să trăiască fără să aibă relații intime, da, să fie căsătoriți, dar fără să consume. Părintele Clova, de exemplu, povestea un astfel de caz, eu mai știu un astfel de caz, dar cei doi între timp s-au călugărit, amândoi. După cum, sigur, din păcate se poate sexualitate fără iubire. Aici intrăm deja într-o situație foarte complicată în care sexualitatea este văzută doar ca pe o chestiune cum să zic, pentru care poți opta indiferent de condiția ta, indiferent că ești adult, că nu ești, că mai nu, nu, și cu și copiii, bineînțeles, că-s doi bărbați, că sunt două femei, că e nu știu ce grup sau că e în interiorul sau în afara căsătoriei. Aici este, este marea problemă când reducem la actul în sine, sau la variante pervertite ale actului sexual, la deviații, cum le numim noi, sexuale, o legătură care e chemată să, cum să zic, să-i apropie pe cei doi, ca să fie foarte clar ce s-a întâmplat. Adam și Eva, când au fost creați, n-au fost creați ca să aibă relații sexuale. Sigur, Dumnezeu a prevăzut faptul, sau în preștiința lui a știut că se va întâmpla această cădere. Dar neamul omenesc nu era gândit să se mulțească în felul acesta. Drept dovadă, din Adam a fost creată Eva, nu printr-un act sexual, ci prin uh, desprinderea unei coaste și plinind locul cu carne, sa a fost creată prima femeie și al doilea om după Adam. La fel, Isus s-a născut din Fecioara Maria fără act sexual. Deci se poate să se mulțească neamul omenesc fără așa ceva. Sexualitatea a apărut ca o consecință a căderii. Perzând noi legătura cu Dumnezeu, perzând legătura aceasta uh, și între oameni, care era una dincolo de, de biologic, partea aceasta de, de fizic, de material, era, cum să zic, o oglindă firească a ceea ce se întâmpla în plan spiritual, căzând însă și punând accentul pe cele create, pe cele materiale, practic s-a schimbat modul de existență, ontologic vorbind, de la un mod spiritual, duhovnicesc preponderent cu cu expresie în materială în concret, s-a dus la un mod uh, material, biologic care din când în când mai avea și anumite valențe spirituale funcție de cum căuta omul. Și atunci Dumnezeu a lăsat sexualitatea ca mod de neamului omenesc și mai ales ca formă de atracție între, între cei doi. Dacă n-ar fi existat Atracția aceasta între bărbați și femeie, gândiți-vă câte de nenorociri s-ar fi putut întâmpla multe lucruri. Bine, s-au întâmplat multe nenorociri și pentru că a existat atracție de la violuri și altele, dar ne gândim într-o căsnicie. De multe ori, multe lucruri se temperează, repet, sunt și situații în care lucrurile se accentuează, dar de cele mai multe ori se mai atenuează tensiunile dintre soți din cauza sau cu ajutorul atracției sexuale acolo, se mai potolesc, ca să zic așa, niște lucruri și cei doi uh, un pic reau legătura în patul conjugal. Vreau să le spun celor care nu urmăresc. Puteți să uh, intrați în legătură cu părintele, să adresați întrebările, aveți mai multe modalități, fie apelând numărul de telefon pe care îl vedeți afișat pe ecran sau scriindu-i părintelui un, uh, un e-mail la adresa care este afișată pe ecran. De asemenea, puteți să lăsați întrebările dumneavoastră în chatul ul transmisiunilor live de pe paginile de Facebook, ale InfiniteV sau ale Doxologia, respectiv pagine de YouTube, InfiniteV sau Doxologia, și întrebările ne vor fi trimise și vă vom răspunde cu mare drag. Părinte, atracția sexuală este un dat de la Dumnezeu? Este în uh, firea aceasta a noastră căzută, care are, uh, cum să zic, uh, mai multe afecte, adică. Uh, Firea omenească, odată ce s-a desprins, a pierdut legătura aceasta cu Dumnezeu, a pierdut modul edenic de a, de a trăi, a ajuns să, se, să, să, să trăiască biologic omul, să se hrănească, hrana să fie o necesitate, să apară foamea, să apară boala. Deci sunt afecte ale firii căzute. Și atunci aici a apărut și această atracție sexuală, care este de fapt o îngroșare, o... Deci, așa cum, spre exemplu, omul mânca din... putea să mănânce din toate roadele Raiului, din toți pomii Raiului, dar mânca pentru a savura, pentru a cunoaște, pentru a, a slăvi pe Dumnezeu, văzând. Deci, fiecare fruct îți aduce noi arome, guști ceva și... Practic, mai, mai erai chemat să înțelegi ceva din gândul lui Dumnezeu, că până la urmă, uh, un fruct, de exemplu, mărul, este un gând al lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis să fie măr și cuvântul acela s-a întrupat, ca să zic, așa exact cum cuvântul trup s-a făcut și Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, tot așa, din gândurile lui Dumnezeu s-au creat toate. Și noi găsim aceste, cum zice Părintele Stănilu, rațiuni plasticizate ale lui Dumnezeu, adică, gânduri care au concretețe, capătă materialitate. Eu gustând materialitatea aceea, de fapt gust ca să îmi îndrept mintea la creator, așa cum le spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinii lui, lui o vestește tăria, adică eu îmi înalț mintea la Dumnezeu, văzând uh, cât, de, cât de minunate sunt cerurile cu aceste galaxii, cu acest... acest uh, aceste roiuri de, de, de galaxie, această minunăție care există pe bolta cerească, tot așa și când gust, sunt chemat să intru într-o relație cu Dumnezeu, să mai cunosc ceva din gândul Lui Dumnezeu, să ridic mintea către El. E tot așa era și cu partea aceasta, deci ceea ce era lăsat ca să fie unire între cei doi, a se vedea acel os, iată cum zice Adam Eve, iată os din oasele mele și carne din carnea mea. Deci, această legătură strânsă, această unime, eu văd pe celălalt ca fiind parte din mine, tot așa, prin îngroșare, prin cădere, s-a ajuns să fie această atracție sexuală care pierde ce? Pierde interioritatea. Adică, de aceea, e o chestiune extrem de, de delicată. Omul a pierdut, deci. În primul rând, Adam și Eva au pierdut această interioritatea lor, unirea lor care se făcea în duh și atunci s-a produs separarea și în trup, iar ca să se reapropie s-a a, -a activat, ca să zic, această atracție. A rămas partea aceasta de trup, dar sub o formă căzută, sub forma aceasta a sexualității. De aceea e foarte important când doi oameni vor să se căsătorească, bărbat și femeie, să cultive foarte mult această interioritate lăuntrică, să-și fie unul uh, lăuntric celuilalt, să primească fiecare pe celălalt în inima lui. Lucru care este ajutat de unirea trupească, dar care la un moment dat, care unire poate să nu mai fie. La un moment dat, poți să nu mai simți nevoia de a fi fizic cu celălalt, de a te uni trupește sexual, eventual poate doar să-l ții în brațe sau să-l ții de mână, să apară această tandrețe de care ziceam într-o emisiune trecută și chiar am adus citatul că n-am știut să spun atunci, nu mi-am adus aminte exact de unde, unde găsisem citatul uh, și atunci, în mod firesc, pur și simplu nu mai simți nevoia uh, actului sexual, nu că ți-o reprim, nu mai simți nevoia și mi-am adus aminte, eu eram rocker înrăit, ascultam așa de toate că eram student la mecanică, apoi la filozofie, înainte de am, mă întoarce așa la biserică și mi-am adus aminte de, adică atunci m-a ajutat foarte mult, eram foarte pasionat de, de, de rock, de un cuvânt că mi-era greu să renunț la muzică rock în momentul în care m-am întors cu totul în biserică. Și la un moment dat sfatul unui preot a fost, unui mare duhovnic a fost, zice apropie-te tu de Dumnezeu și de biserică și să vezi că în mod fireste vei depărta de această muzică. Și într-adevăr n-au trecut decât câteva luni, aveam casete pe vremea aceea, am făcut, țiminte la primul Re revelion, făceau foc de tabără și eu am a fost așa ca, ca o lepădare, am, am ars toate casetele cu toate formațiile pe care le aveam. Erau unii colegi care insistau să le erau albume întregi, dar am adus citatul acela. Vă rog. Din monahul Daniel Cornea, Dumnezeu să-l odihnească în pace, are o carte foarte interesantă, dacă o mai găsiți, să o cumpărați. Sexualitatea, o privire din tinda bisericii. editura Cristiana, București, 2018. Am eu citat -o. Deci, sexualitatea, o privire din tinda bisericii, sună foarte bine titlul. Și la pagina 61, acest părinte Daniel Cornea una, spune așa, Tandreția este un cuvânt asupra căruia trebuie să ne aplicăm cu foarte mare atenție, dintr-un motiv precis, își păstrează neșterbit proprietatea. Dumnezeu a păstrat cuvântul acesta în chip miraculos, ca pe cei șapte tineri din Efes, pentru a da mărturie la acest sfârșit al veacurilor de halul în care am ajuns să-i dezintegrăm, semantic suratele, adică cuvintele iubire și dragoste. Și aici se ajunge la această tandrețe care deja arată că ești foarte aproape de împărăția cerurilor, unde, cum spune în Evanghelia după Marcu, oamenii nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită, sunt ca îngerii din cer, așa ne spune Hristos, adică este depășită partea aceasta de sexualitate. Aceasta este vremelnică și își are un anumit rost și un anumit rol. Ea nu este o nevoie. Trebuie să insist pe, pe, pe asta și mi-e, mie frică că o să o să și nu o să spun lucrul ăsta. Deci, marea păcăleală din zilele noastre este că se spune că sexualitatea este o necesitate. E un, un dat inexorabil, inevitabil. Toți trebuie să ajungem la asta sau toți avem nevoi sexuale pe care le reprimăm sau nu, le manifestăm într-un fel sau altul, dar că ar fi neapărat aceste, aceste, că ar fi cu adevărat o nevoie. Și mai mult decât atât, mai ales în producțiile cinematografice, de natură, mă rog, romantică, din categoria aceea de dragoste, filme romantice numite, se insistă iarăși pe partea aceasta, că sexualitatea ar fi esențială, în legătura pe care o are un cuplu, în durabilitatea unui cuplu, în felul în care cei doi se, se înțeleg. Și aici, iarăși, este o mare păcăleală și, mă rog, e, e de vorbit. Dar nu este această nevoie. Nu e, nu e ca și cum am nevoie să mănânc și să beau. Până la urmă și să mănânc, pot să mă înfrânez și încă destul de mult timp, dar până la urmă să zicem că mănânc, chiar dacă postez 40 de zile sau apă, mă înfrânez un timp. Dar de sexualitate nici vorbă. Drept dovadă atâtea mii și mii de monahi și monahii care au intrat feciorelnic în mănăstire care nu au avut nicio relație și asta de-a lungul sutelor de, de ani de creștinism și care au trăit curați până la final fără să aibă nicio nevoie, sfințindu-și viața, bucurându-se de toate câte le-a dăruit Dumnezeu, dar într-un chip firesc și fără să aibă nevoie să-și împlinească această așa zisă nevoie. Sintagma asta Instinctul reproductiv al omului este cel mai puternic instinct, și din acest instinct s-au pornit războaie. Mă gândesc, de exemplu, la războiul Troiei, pornit pentru o femeie. Putem sau pot unii oameni să argumenteze că acolo a fost o chestie iubire și, de iubire și, și de atracție sexuală între uh, Paris și Elena. Și iată, s-a pornit un război. Și poate mai sunt și alte exemple în istorie. Să înțeleg din ceea ce îmi spuneți că instinctul reproductiv este de fapt undeva într-un plan secund sau chiar terț față de iubire? Da, pentru că atunci când cineva e născut și crescut într-o atmosferă de iubire curată, adevărată, când este cultivată în sufletul lui dragostea de Dumnezeu, de fapt este cultivată relația lui cu adevărata dragoste, Dumnezeu fiind însă și iubirea, în momentul acela nu mai ai nevoie, practic formele acestea de interacțiune, sunt forme joase de legătură, până la urmă cum zice în slujba cu unii ai pus dragostea, legătură neîntreruptă sexualitatea este o legătură întreruptă, cu puncte-puncte ești și pe aia iar nu ești, și pe aia, iar ești, iar nu ești, mai bine postul, nu ești, dragostea e legătura neîntreruptă, sexualitatea nu e legătură neîntreruptă, dar e o formă de legătură, trebuie să recunoaștem, chiar dacă e o formă căzută deci este o umbră o umbră a iubirii, o umbră intermitentă cu sișuri și coborâșuri, cu însuși actul sexual are mă rog, dinamica lui și e clar că pe când adevărata dragoste e ceva în care te tot adâncești, tot crește. Sexualitatea cel mult are un punct culminant numit orgasm după care oricum se, se încheie. Deci e clar că nu poate fi uh, modelul iubirii sau să spui că aia este iubire. Ci aia, cum să zic, îmi arată că Poate să există o atracție, o legătură, o dorință de a fi împreună cu celălalt, foarte puternică la un moment dat, dar care, exprimându-se doar trupește, cum să zic, nu leagă. Nu-i leagă pe cei doi, nu creează nimic. Ba, din putrivă, poate să-și îndepărteze. De multe ori poți să ajungi la saturație, poți să ajungi să te plictisești de celălalt. Dar asta ne arată nouă că există această atracție, că spuneați că e instinctul reproductiv, că e cel mai puternic, puternic da? De ce e cel mai puternic? Pentru că la bază noi așa am fost creați, așa ne-a gândit Dumnezeu, ca bărbatul și femeia să fie una, să fie o atracție puternică între acei doi, să se simtă ca, ca și cum sunt una, să fie într-o unitate, două persoane într-o singură fire, într-o unire. Și de aici această atracție puternică, oamenii pierzând înțelesul adevărat, pierzând această relație adevărată, gustul acestei relații adevărate, prezent dragostea aceasta, legătura aceasta desăvârșită care duce la unime, la fi una, caută, cum se zic, în, 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 modalitățile acestea căzute. Și cum caută? Pe plan sexual și caută în această atracție, lăsându-o să se manifeste la modul, cum se zic, foarte sălbatic sau animalic chiar. După aia, cum o mai caută. În, de exemplu, în formele de putere, în loc să fie atracție și unire cu celălalt, slujire unul față de celălalt, iarăși, pervertirea este în dorința de a stăpâni pe celălalt, în da? dorința de a cuceri, de a-l avea pe celălalt sub mâna ta. De, nu ne dăm seama că până și acolo este o pervertire a dorinței de a fi una cu celălalt, de a fi în legătură cu celălalt, dar fiindcă lucrurile sunt, sunt pervertite, sunt întoarse, că tot am folosit cuvântul perversiune și în temă. Emisiunii, de aceea să ajunge la, la lucrurile acestea care aduc adevărate drame în, în viața oamenilor și în istoria omenirii. Pentru că nu înțelegem care este rostul nostru cu adevărat pe pământ, nu înțelegem cum anume să fim una. Noi am vrea să fim una. Toate epocile istorice au, au tins către asta. Uitați-vă la toate imperiile. Care, de ce au apărut imperiile? Că au vrut să fie tot una. Să fie o singură, un singur imperiu. Deci lumea să fie una. Cu un singur conducător. Și paradigma asta e până în zilele noastre. La fel se dorește și acum. O singură conducere, un singur guvern, mă rog, toate, cu toate ceilalte care vor pregăti până la urmă, cum ne și învață și ne, ne avertizează Apocalipsa, venirea practic celui care va stăpâni numit Antichrist. Dar e o pervertire a unirii, a adevăratei uniri, care este unire în libertate, care este unire într-o într legătură firească, într-o legătură în care nu, nu obligă nimeni pe nimeni, și care este unire numai în Dumnezeu, pentru că numai în Dumnezeu pot, pot atâtea milioane de oameni să se regăsească. Cum poți să-i aduni pe toți să fie una? Când zice um, câte capete atâtea păreri, sau uh, vorba rumului, unul este doi, unul trebuie să fie șef. Adică nu poți să să-i pui pe cei doi într-o lucrare în care să se simtă ca una. Tot timpul trebuie să fie o diferență, o ierarhie, o ceva. Asta nu se poate decât în, în, Dumnezeu, nu se poate decât în Hristos. Ați menționat perversiuni, pe, cuvântul perversiune de mai multe ori și avem această sintagmă de perversiuni sexuale. Ce sunt perversiunile sexuale? Cum le definim? Cum le separăm de actul care nu este perversiune? E foarte interesant. Care sunt criteriile? Avem, avem trei planuri deja când vorbim de perversiuni sexuale. Avem planul și aici iarăși vedeți ce cum o fi el, de e genial. Uh, el, pomenea la un moment dat în lucrarea Căderea uh, în Timp, despre faptul că omul a avut Edenul, paradisul, pe care l-a pierdut și a căzut în ceea ce numim timp sau istorie. Și acum, zice el, zice acum vreo 60 de ani, omul urmează să cadă din timp și să piardă și acest al doilea paradis, o să privească cu nostalgie și deja privim cu nostalgie către acest al doilea paradis, Uh, și uitați-vă cum ne uităm, la, de la uh, faptul că nu mai avem fructe, alimente care să aibă gust natural, așa cum era lumea dinainte, dar cât de cât avea, până la aerul pe care îl respirăm, până la, la uh, felul în care locuim, în, în ce locuim, ce fel de locuințe avem. Uh, deci, efectiv, ne simțim, că de ce? Expulzarea se, se produce mergând, noi mergând spre un virtual, spre artificial, spre lucruri identic naturale spre viața aceasta dusă în metavers și așa mai departe. La fel s-a întâmplat și cu sexualitatea. S-a pierdut adevărata iubire, aceasta în care cei doi sunt una, în duh. Și e, e unime acolo, fiecare simte pe celălalt ca și cum e parte din sine. De aceea și Apostolul Pavel zice s -s bărbaților, ubiți pe femeile voastre ca pe însă să-și femeile ca pe și trupurile lor. Deci să-l simți ca parte din tine, ca o prelungire, nu? Cei doi să fie chiar un trup. De la conștiința asta a fost o primă cădere când s-a pierdut raiul și s-a căzut în partea aceasta de unire dintre cei doi, dar o unire nedeplină, intermitentă, care aduce un extaz numit orgasm, dar care nu produce, nu, nu conduce la, Repet, la unirea aceea care se produce în duh, adevăratul extaz care este mistic în dragostea aceea lui Dumnezeu în care cei doi sunt una. E și acum deja, precum zice Cioran că privim deja către acest al doilea paradis pe care l-am pierdut, deja ne uităm la uh, acest al doilea paradis de data aceasta al uh, sexualității, în sensul așa de care vorbeam înainte, și ajungem la căderea și din el, adică din normalul acestor relații sexuale, care așa cum sunt ele, totuși, între un bărbat și femeie, mai ales în taina căsniciei, ajută, ajută la unirea celor doi. Ajută ca cei doi să, să intre într-o intimitate foarte mare, care să faciliteze uh, modul în care ei interacționează și modul în care ei se simt, se gândesc unul pe celălalt, se, uh, se ajută unul pe celălalt se primesc unul pe celălalt în inima lui. Și iată ajungem la cădere. Căderea și din acest plan, numită perversiune sexuală, adică deja nu mai e o sexualitate care unește un bărbat cu o femeie, cele două uh, modele, nu? omenirea de fapt e bărbat și femeie, așa a fost creat omul, ci deja vorbim de nu știu câte genuri, deja vorbim de acte, așa zis, acte sexuale, dar care de fapt implică altceva decât organele sexuale sau le implică și pe acelea în combinație cu alte nici nu se cuvine să vorbim, nici mai pot să deschizi gura să spui așa ceva, ți -e și rușine să deschizi gura sau să, să te gândești, deja este o cădere și mai mare. Deci este, cum să zic, pur și simplu pulverizarea ideii de, de unitate, de atracție. Acolo, acolo deja nu mai vorbim despre ideea de a fi una, de a, de a fi o legătură, cât de cât. Indiferent ce ar spune ei cei care au aceste patim, cei care caută parteneri de același sex, acolo nu poți să spui că mai este vorba de o întregire, de un întreg. Când un bărbat cu o femeie caută să, să fie un întreg, să fie una. Acolo e pur și simplu, se caută, uh, cum să zic, uh, doar niște plăceri, uh, adică corpul este tratat doar ca pe o sursă de plăcere, uneori o sursă perversă de plăcere, dacă e să ne gândim la uh, masochiști, nu? până sunt care și în durere văd plăcerea, dar nimic altceva. Deja nu mai putem vorbi, oricât ar încerca ei să spună că sunt o familie, că nu zic că nu există și o interacțiune între ei. Sigur, sunt oameni, totuși, au și ei planurile lor, dar partea aceasta de sexualitate nu îi ajută la, la a interacționa, la, cum se zic, a intra într-o legătură care să fie spiritualizată, să fie dusă undeva la un anumit nivel. Vă reamintim că puteți să intrați în direct cu noi, telefonul de pe ecran 0332 711 222 sau la e-mail constantin.sturzu sau puteți să lăsați întrebările noastre în chaturile uh, live-urilor de pe Facebook și uh, YouTube ale paginilor Doxologia respectiv uh, Infinit TV. Și să mai spunem că pot interveni și pe alte teme: că poate nu interesează tema aceasta, poate au întrebări de altă natură. Să nu Desigur. se geneze că a, tema este doar un punct de plecare pentru emisiunea noastră. Părinte, în Vechiul Testament ni se povestește un episod care a și fost exemplificat în anumite filme, acum cu tehnologia asta modernă a CGI-ului. Am văzut un film pe tema asta, respectiv Sodoma și Gomora care sunt niște secvențe foarte frumos realizate pe calculator, care încearcă să ne arate cum Dumnezeu a pedepsit cele două cetăți pentru faptul că ieșiseră din firescul pe care Dumnezeu îl Și dacă eu am înțeles bine acele pasaje, nu le-am studiat în amănunt și nu sunt niște teolog, de aceea vă întreb, nefirescul principal pe care locuitorii Sodomei și Gomorrei practicau erau nefirescul de natură sexuală dacă am înțeles eu corect. Da, sunt Cum? unii care argumentează că de fapt n-au fost pedepsiți pentru asta, ci pentru viol. Că vezi, Doamne, ar fi fost și sigur asta au vrut să facă cu cei doi tineri care au apărut acolo, nu? Și au fost găzduiți de lot. Când lot le zice, luați pe am două fete neatinse de bărbat, le dar mă lăsați pe aceștia că sunt oaspeții mei. Și toată cetatea s-a adunase că vrea să-i sodomizeze pe aceștia, să-i dar e clar că n-a fost vorba numai de asta. Nu e vorba numai de viol, e clar că acolo au fost relații, adică această sexualitate decăzută și să nu uităm un lucru, de la Potop încoace, o, o lecție foarte puternică pe care o primește omenirea. Uh, și culmea, că cei care promovează toate deviațiile sexuale și-au ales chiar curcubeul uh, ca simbol, sigur, inversat acolo, puse lucrurile într-o altă, culorile într-o altă ordine de la cele spirituale la rozul care e carnalul și căderea în loc să, le, să fie invers. În fine, uh, dar uh, acolo la Potop, de ce a pierdut Dumnezeu omenirea? Pentru că a zis că oamenii aceștia sunt numai trup, nu mai era duh deloc în ei. Adică în momentul în care Dumnezeu vede că omul nu se mai poate, se, se duce într-o zonă din care nu mai vrea să iasă și în care nu mai există pocăință, nu mai vrea pur și simplu să se întoarcă, și într-o continuă cădere, sunt numai trup, adică e clar că nu, nu se mai întorc către Dumnezeu, vor să se ducă din potrivă către cele mai de jos, mai jos decât animalele, pentru că oamenii sunt în stare să facă și în planul sexualității cad mult mai jos decât animalele, deci animalele sunt la loc de cinste pe lângă ce fac unii oameni, atunci Dumnezeu zice stop. Și oprește de ce? Că zice, măcar să se oprească răutatea aici. Dacă tot ți-ai ales suferința aceasta în veșnicie, măcar să nu nu-ți mai dau timp ca tu să sporești în această suferință, te opresc aici. Tot din bunătate oprești. Tot din bunătatea a trimis potopul ca să oprească lucrul ăsta. Din aceeași bunătate a oprit în Sodoma și Zomora că îi vedea că tot decădeau și se duceau din ce în ce mai mult mai jos și nu, mai, nu vreau să se mai oprească. Și atunci Dumnezeu pune stop. Deci să fim foarte atenți cu aceste Păi nu e de joacă, nu sunt așa niște chestiuni la diverse, la și altele, aceste deviații sexuale. Ele au consecințe extrem de importante, de, de, tragice, de dramatice asupra destinului nostru, asupra ceea ce ne alegem să fim în veșnicie. Destinul în sensul de ceva care ne este dat de undeva să împuști, de ceva ce ne construim, ceva ce ne alegem în chip liber. Noi ne facem destinul, noi alegem ce să fim și cum să fim iar sexualitatea aceasta dezordonată sau mai ales pervertită coboară desfigurează foarte mult ființa umanească, ființa umană și nu poate să o ducă arătați-mi mie dintre cei care au promo, propovăduit uh, cum să zic, sexualitatea deșănțată și perversă arătați-mi niște oameni luminoși niște oameni care, pe care poți să-i pui alături de niște sfinți niște oameni care s-au jertfit viața, au făcut ceva, care au, au venit cu. Nu-mi dați exemple de. Uh, vreau să spun. Din Sigmund zona Freud. Litera, din, din literatură. Și din, cine? Sigmund Freud, Dar Da, să ce spun. a făcut ăsta, așa grozav. Da, ceea ce a rezolvat el din misterile omenirii. -a așa făcut se decât, spune că este. N-a oferit decât o, o paradigmă în care doriști să te blochezi dacă încerci să explici expli, 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 expli totul așa. Deci, Freud n-a luat decât un segment și l-a absolutizat din ceea ce înseamnă psihicul omenești, din ceea ce înseamnă ființa umană. Nu a adus un aport, eu vorbesc de oameni, cum să zic, a căror valoare să fie evidentă și a cărui beneficiu adus umanității să fie, cum să zic, incontestabil. Și nu vorbim, nici, repet, nici de artiști, pentru că artiștii pot, fiind chinuiți de, de anumite lucruri, pot să aibă, cum să zic, să, să vină, să, să creeze, dar și acolo nu cred că este. Adică, cu cât mă uitam, artiștii din ziua de azi, cu cât sunt mai decăzuți pe plan sexual, cu atât creații lor sunt din ce în ce mai ciudate. Adică, nu, nu mai au. Ori mai fi fost de-a lungul istorie, poate câte un homosexual care un, un, a, a, are o operă cumva sau a scris ceva, poate încă erau lucruri între anumite limite, dar cu cât decad, cu atât și capacitatea aceasta creatoare scade foarte tare. Uitați-vă la ce catastrofe de opere așa zis opere de artă, produc cei care au astfel de nu, au fost populate inclusiv primării de sector prin București sau pe nu știu unde, cu tot felul de, de exhibiții, de lucruri în care nu au nici cap, nici coadă, nici nu inspiră nimic, deci numai te, pur și simplu te scandalizează și atât. Te, eventual te, te scârbesc. Sexul vinde e o expresie foarte cinică, dar foarte adevărată. Și cel mai clar exemplu este pornografia, și eu însumi sunt aici să dau o mărturie că sexul vinde. Uh, am avut o patimă a pornografiei mai bine de 20 de ani, cu care m-am luptat foarte, foarte mult. Și trebuie să o spun clar și răspicat că, până când nu am uh, intrat într-o viață liturgică, prin Convertirea Ortodoxia, acum 2 ani și ceva, și nu am început să practic Ortodoxia atât cât am posibilitatea eu să o practic, pentru că nu pot să conduc o mașină de Formula 1 după ce am condus toată viața în trabant, intru în primul zid și mă fac praf, dar pot să certific faptul că mie propaganda asta deșanțată încă din anii 90, când internetul în România nu exista, apăru, abia apăruseră așa timid internet cafeurile pe la noi prin Sibiu, unde eram eu atunci în timpul ăla, totuși Uh, ni se spunea pe toate canalele media, și nu am avut niciun fel de compas moral din familie sau din oricare altă instituție publică de a mă apăra împotriva acest lucru. Deci, practic, am intrat cu capul înainte, adolescent fiind în domeniul pornografiei, da? am devenit dependent de ea după o primă vizionare, după un prim contact, s-au întâmplat lucrurile foarte vertiginos. Și dacă aș fi rămas doar la nivel de adolescent cu această problemă, ar fi fost poate foarte bine, dar din păcate povestea asta m-a urmărit foarte mulți ani. Întrebarea mea ar fi următoarea. În momentul în care noi știm foarte bine că avem o industrie a videochatului în România, care este tot un soi de pornografie, este un soi de prostituție online, avem pornografie în școli, Inclusiv prin ceea ce ni se spune că este educație sexuală, unde copiii sunt învățați să facă sex cât mai mult. Uh, avem pornografie în inclusiv pe, pe sticlele de spirit părinte, sunt da, imagini da, de natură, mona. Da, sunt imagini de natură <gânt> sexuală, care cel usenii... puțin pe noi bărbații, da, și se pare că noi bărbații suntem un pic mai uh, predispuși a fi victime decât femeile în bombardamentul acesta mediatic. Deci nu mai există niciun fel de zid, nu mai există niciun fel de. Uh, de exemplu, să, să vorbești astăzi cu tinerii despre castitate, despre abstinență înainte de căsătorie. Mie mi se rușine să spun asta pentru că vreau să sun ca un ipocrit. Dar dacă eu aș fi practicat abstinența, bineînțeles, nu, nu știu dacă puteam să practic abstinența din adolescență până când m-am căsătorit eu la 42 de ani. Probabil că n-aș fi reușit. Probabil la cât de căzut am fost. Dar pentru niște tineri care zicem că se căsătoresc la un 22-23 de ani, să le spui, măi, așteptați până la căsătorie, ce argumente și teologice, dar haideți să încercăm și logice, chiar științifice dacă se poate, sau filozofice, putem să le spunem unor tineri care intră în viața sexuală cu bocancii. Da. Uh cu adevărat e dramatic când de la vârste fragede se ia contact cu această pornografie deci nu e nimic mai, mai periculos de atât și din păcate dacă generațiile dinainte de 89 aveau greu acces la materiale pornografice era ceva cu totul ieșit din comun să câte un breloc luat de pe la Iugoslav, câte o știu că mai vehiculau dar nu prea avea acces. Acum totul la câteva clicuri distanță. Adică și cine nu are acces la internet, care copil nu mai are acum acces la internet și care nu, să nu fie tentat. Sau dacă nu e el, oricum îi arată colegii în pauză și tot îi arată. Deci e atât de, de toxic. Odată ce, ce intră în, în, copil, această îl îl, îl, îl fascinează și repet și am să tot insist, îl fascinează și pe el și apropo de sexul vinde și de toate celelalte, Tocmai pentru că acolo, chiar dacă într-un mod pervers, este atinsă o fibră foarte adâncă din noi. Este atinsă acolo o dorință sădită în noi de Dumnezeu, aceea de a fi una, de a fi într-o unire. Și toată ace această goliciune trupească, cum se zic, e o formă iarăși de... De, cădere, de de, pervertire a ceea ce se cheamă transparență. Noi în împărăție vom fi transparenți un, unii altora. Adică va fi și locașurile vor fi transparente. Zice, în casa tatălui meu, multe locașuri sunt. Adică eu chiar dacă nu voi fi să dea Dumnezeu să mă mântuiesc, nu? Nu voi fi precum Ioan Gură de Aur sau simți Trei Rari, aproape de tronul Preasfintei Treimi. Dar indiferent unde voi fi, voi vedea până acolo, doar că ele acolo, eu sunt aici, dar nu va fi. Fiecare în locul unde se va afla nu se va simți nedreptățit sau depărtat și e ca și cum vezi, deci, prin celălalt, deci, celălalt devine transparent. Nuditatea, goliciunea, este expresia aceasta brută, pervertită, a ceea ce este chemată să fie transparență. Știi când e câte un om care zice, nu, le citești ca pe o carte. Când te uiți la el și îl vezi că cum a zis Mântuitorul despre Natanael, iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleșug, în care, deci, totul la vedere, totul la vedere. Acest totul la vedere dus în plan trupesc, e clar o pervertire și asta stârnește, stârnește foarte tare. Deci, noi, noi tot timpul trebuie să căutăm când ceva are foarte mare impact. De exemplu, când vezi un film artistic de mare succes, trebuie să te gândești că acolo sunt resorturi religioase. Întotdeauna. De la Matrix, la, nu știu, ce vreți, chiar și avatar pe care vreau să... Stăpânul inelelor. Stăpânul inelelor și altele. Avatar tot vreau să scriu o cronică despre, despre avatar, să-l să, -l, să -l desfințez, că mulți au încercat să vadă din potrivă în cheie teologică fetița aia ca fiind, de fapt, imaginea lui Mesia. Nu, e tot într-o cheie din potrivă diabolică acolo, este, de fapt, o falsă alternativă pe care demonul ne va propune la sfârșitul veacului. Deja este pregătită asta, dar sper să am să mă așez să scriu toate lucrurile astea. Mi le-am notat undeva, dar nu mai reușesc să scriu despre el. Deci, oriunde e ceva, e, e, înseamnă că e ceva cu miez religios, ceva, ceva e adevărat acolo, ceva e autentic, dar e, e, e pervertit. Exact cum e cu cum treseam noi în anii 90, când vedeam și vreau să ne cumpărăm și noi pantofi sport pe care screa Abibas. Noi trebuie să ream că știam că de Adidas și dungile acelea și imediat credeam că, că e ceva da? Te atrage. Așa și aici. Despre asta este vorba. De aia sunt atras. Și atunci, pe copii, că întrebarea asta era, cum putem să le mai vorbim noi? Deci, căutând cumva să le deschidem mintea, să le deschidem gustul către autentic, către adevărat, către relația autentică, relația adevărată copiii care sunt crescuți într-o familie în care cât de cât, cât de cât cei doi, soț și soție au și momente în care se iubesc în mod autentic sau caută această dragoste autentică și se vede un pic de jertf, un pic de iertare, un pic de înțelegere, un pic de tandrețe, că tot am vorbit de tandrețe, copilul acela va ști că ăla este originalul. Ăla e adidas și nu abibas adică perversiunea sexuală, pornografia pe care îl vede. Adică dragostea aia să o caute, nu această împlinire, mă rog, să formăm malachie sau cum mai face fiecare și apoi căutând tot felul de relații care și cum se poate întâlni și cu cine se poate cupla. Aici, aici, este miza. Cum mai reușim să le mai uh, redeșteptăm copiilor noștri, adolescenților, tinerilor, gustul pentru autentic, pentru dragoste adevărată, frumoasă. Este un film, la un moment dat, țin minte că joacă Meg Ryan. Ceva cu, e cu o călătorie în timp. Și e un tip care e proiectat, mă rog, cineva ajunge în secolul nu știu care, cel puțin, cred că, cu aproape 100 de ani sau vreo 80 de ani înainte de noi. Și acesta prin portalul acela, în fine, ajunge în zilele noastre. Și să vedeți diferență între un tip educat, manierat, cavaler, care știe să respecte femeia, să vedeți ce, ce, ce impact are asupra unei femei din zilele noastre, o femeie modernă, o femeie care e mișnită cu o carieră, cu așa, să vezi un bărbat elegant, care se ridică, care când te vede că vii imediat se ridică de pe scaun, nu se așează decât până te așezi sau îți trage scaunul sau nu știu cum ar fi să-ți deschidă portiera la o mașină. Adică lucrurile astea le-am pierdut lucrurile astea le-am pierdut și atunci ei, ei nu mai văd delicatețea acestei relații, modul să de a interacționa, de a, de a căuta, de a vedea uh, frumusețea celuilalt în, în gesturile acestea, în felul în care vorbești, în care uh, te comporți, uh, îi zâmbești și at, atunci de asta totul fuge repede în, în sexualitate, totul fuge acolo. Cu consecințe amare. Duhovnicul meu de la Mănăstirea Oașa mi-a recomandat să cumpăr această carte, Sfântul Ioan Gură de Aur, cuvântările despre viață de familie. Foarte greu am găsit-o. Toate librările în care am căutat-o acum vreo două luni era stocul epuizat și am avut noroc la librăria Sofia a reapărut și chiar astăzi mi-a ajuns cartea. Și este un citat aici pe care spune Sfântul Așadar, ce vândem? Pentru ca să tăiem de cât să aveți copii tineri și urmează să-i aranjați în viața lumească, trageți-i de grabă sub jugul nunții, și fiindcă pe cei încă tineri îi asupresc cele ce țin de pofte, în răstimpul dinainte anunții, țineți curați prin îndemnuri, amenințări, înfricoșări, făgăduințe și prin mii de alte mijloace, este o notă de subsol. Uh, spune așa, niciun caz nu e normal să-și înceapă viața sexuală cum se practică azi. Educația sexuală este o prostie când învață pe copii cum să facă sex fără pericol. Acceptul părinților, dar și al medicilor și profesorilor pentru viața sexuală a copilor arată irresponsabilitatea și cruntul egoism care stăpânește pe toți aceștia. Aceasta pentru că nu au chef să lupte împotriva lumii pentru copiii lor. Și eu vă spun clar, părinții mei nu doar că nu au luptat, pentru ca eu să am o sănătate morală, sexuală, normală, să-mi fac o educație sexuală sănătoasă, nu ceea ce vor unii să facă în școli, dar mai mult, și plusez un pic în discuție, ei înșiși nu au fost pentru mine exemple bune în ceea ce înseamnă relaționarea cu sexul opus inclusiv în materie de cum să ai o relație. Și atunci vă întreb, unul pentru că aici spune Sfântul Ioan Gură de Aur, înfricoșații, nu, și fiindcă pe cei încât îi asupresc cele ce țin de pofte, da, în răstimpul înainte anunții, țineți-i prin îndemnuri amenințări înfricoșări. Un părinte modern, care se consideră modern, cum domnule, ce înfricoșă, cum să bați copilul sau vai de mine, la ce vă referiți? Deci, astea am, am două tebă legate de chestia asta. Păi, uite, ca să răspund la asta. Păi da, îi înfricoșesc foarte simplu. Când le spui că singura metodă de a nu lua o boală de natura aceasta sexuală sau de a nu uh, veni o sarcină nedorită este abstinența. Și le dai tot felul de exemple și le explici ce înseamnă. Și, și câte probleme pot apărea, și câte dereglaje pot apărea, și câte drame pot apărea de aici. Iată, fricoșări. O, și dacă copilul e mai deștept decât părintele și mine, tate, dar sunt dar mami sunt prezervative, am folosesc nici un prezervativ. Niciunul nu garantează, niciunul nu garantează 100%. nu există niciun fel de garanție, în afară de abstinență și cum să zic, asta cu metodele lor îi, îi batem. După cum, adică arătând, pe, ei, ei spun statistic vorbind, ca să mai zic, se pot întâmpla tot felul de lucruri, se rupe prezervativul sau mă rog inclusiv asta cu tehnicile, apropo, că vedeți, iarăși, sexualitatea redusă la o funcție oarecare a <coughs> trupului omenesc și atunci totul îi ține de tehnică. Ori inclusiv unele producții cinematografice care nu pot fi suspectate de viziune creștină, din potrivă, din sfera lor acestora care promovează așa zisa dragoste romantică, aceasta în care sexualitatea joacă un mare rol, arată cum, de exemplu, o femeie poate fi stimulată să ajungă la, la plăcere maximă, dacă e bine pregătită dinainte mental. Ceea ce arată, cum să zic, importanța preludiului, care preludiu de fapt, înseamnă relația dintre cei doi, felul în care cei doi interacționează, felul în care cei doi, felul în care cuvântul atinge inima celuilalt, felul în care îl simți pe celălalt, adică dacă nu ești pregătit, poți să aplici nu știu câte tehnici, tantra, yoga, ce mai vrei acolo, și să nu atingi această plăcere, să nu ai această plăcere maximă a, a unirii. Deci, a, a, și iarăși sunt acele statistici care arată că cei care s-au căsătorit abstinenți sau chiar dacă nu, dar sunt, cum să zic, în, într-un cuplu și au și o viață duhovnicească, au mai mare împlinire pe plan sexual decât cei care nu au acest reper spiritual. Pentru că nu poți, reducând la aspectul acesta, cum să zic, pur material, biologic, să ai uh, pretenția să obții satisfacție maximă. Și mă dau un exemplu în alt domeniu. Gastronomia. Da? Acum sunt plăceri foarte rafinate. Mâncăruri, care mai de care, mai meșteșugit, pregătite cu tot felul de, de bribrizi, combinații de gusturi, acum, care mai de care, mai neașteptate, dulce, acro, mă, mă rog, să explodeze în gură, începe într-un fel, termină în alt fel. Nu are niciunul din cei care caută gurman fiind și căutând aceste mâncăruri rafinate, nu poate să aibă plăcere maximă în Augusta, cum are un creștin, așa mai păcătos cum este el, care ține o zi de post negru și la sfârșit mănâncă un măr sau mănâncă o bucată de pâine. Credeți-mă, ăla, ăla, savurează mărul, savurează bucății, o simte -n... Papilele îi, îi, îi spun o poveste acolo. E, parcă toată ființa lui se umple de ceva, pe când cel care tot mănâncă și lucruri de astea, la un moment dat, tot excitând aceste simțuri, ce să tot obții? Ca și, ca și cu partea aceasta sexuală, tot forțând, forțând nota, cerând de la organism, la un moment dat, sigur, să ajunge la o limită, la o plictiseală, ca în toate adicțiile, cum am mai spus, cred că într-o emisiune, se ajunge la o limită în care tot vrei mai mult, vrei mai altfel. Știi, aici, perversiuni menajatroa, swinging și ce mai vreți, toate nebuniile, pământurile care sunt acum, lucruri care tot împing, tot împing, caută alte forme de plăcere, dar organismul are limite, cât să-l storci, cât să... Mai, am mai găsit ceva de stors, uite lămâia, n-am stors de tot, hai să mai storcem și aici, o storc și... La un moment dat, e limita, se termină. Asta trebuie să le spunem tine, și asta trebuie să vadă, și oricine le poate, să stea de vorbă cu unul care a fost dependent de pornografie, sau așa să vadă, cât de catastrofale și cât de sfârșit te simți după aceea, cât de lipsit de vlagă, cât de lipsit de sens te simți, și că nu mai e nicio plăcere, nimic, acolo totul e mecanic. Ca și fost dependent de pornografie, un lucru pe care l-am observat, și după aceea, mult prea târziu, l-am și studiat, și s-a dovedit și științific este asta în dependență de pornografie și probabil în orice dependență, în momentul în care tu ești dependent de un anumit tip de material care tu îți închipui că îți aduce fericirea începi să vrei tot mai mult aceste materiale trebuie să crească în intensitate da, să vină cu ceva tot mai combinații neașteptate, cupluri ciudate, alb, negru copil cu nu știu ce și sau... cea mai mare minciună, părinte, este că eu mă închipuiam că asta mă face fericită și ajungem la o altă întrebare. Eu am învățat că sexul nebun nu mă face fericit. Dar mi-au trebuit vreo 20 de ani. Ceea ce e foarte mult și ceea ce am pierdut în anii ăștia nu mai pot să mai recuperez niciodată. Dacă vreau să preîntâmpin chestia asta să se întâmple pentru un tânăr care se află în bocancii mei, la vârsta la care eram eu înainte, cum îl fac să înțeleagă că a căuta partida de sex perfectă, cum mi se vinde din toate canalele din jurul său, nu este echivalent cu a găsi fericirea. Păi, în primul rând, așa cum spuneam, arătându-i aceste limite ale organismului omenesc, arătându-i că nicio tehnică nu poate să te ducă la o sublimitate, că am vorbit vorbind de sexualitate între sublimare și perversitate. Că numai o, o trecere dincolo de biologic poate să aducă și o plăcere care de fapt devine o bucurie foarte intensă, ceva care să tot crească. Nu poți în limitele creatului, ale materialului să obții oricât de, de, cum a zis, sex nebun ar fi sau ce ar fi, poți să obții ceva de moment care după aceea oricum se termină și care chiar dacă vrei să-l mai cauți, după aceea uh, trebuie să depui un efort din ce în ce mai mare și lucrurile sunt din ce în ce mai complicate și uh, dezamăgirea e pe măsură. Uh, încât uh, da, aici am uitat că a venit o întrebare legat de a, ah, nu, credeam că e vorba despre o să răspundem imediat la întrebare. Încât uh, Aici e, ca să zic așa, aici e miza de a, de a reînțelege ce înseamnă la origine omul, ce înseamnă relația bărbat-femeie. Cum, cum reușim noi să le, să le mai transmitem acest lucru? Cum reușim să le transmitem, cum să zic, firesc, cu unor, unor interacțiuni între, între cei doi care să fie, cum să zic, duse la, la un cu totul alt nivel. Și avem, chiar avem și literatură mult aici. pe, Din păcate, vedeți, și cu literatura, acum nu prea se mai studiază, da? nu mai căutăm literatură autentică, băgăm tot felul de autori contemporani, unii din ei poate chiar mai pervertiți din punctul acesta de vedere moral. Spuneam că a venit o întrebare: apropo de, de lucru de, de sexualitate, văd că a venit aici pe, pe grup, pe un mesaj. Dana zice, până unde poate merge duhovnicul cu întrebările în cazul sexualității în cadrul tainei spovedanii? Foarte întreba, bună întrebare și foarte importantă și mulțumesc, Dana, pentru ea. Aici trebuie să taxez și să-i taxez pe acei colegi din Breaslă care merg cu, cu întrebările acestea foarte abrupt și de tip interogatoriu. Știu mai multe situații în care tineri care s-au dus la duhovnic au fost luați încă de la început cu întrebări din zona aceasta. Ai făcut perversiuni, ai făcut cu tare, cum să zic, s-au simțit dezgustate. În primul rând, un duhovnic trebuie să lase pe om să spună el ce are pe suflet. Chestia cu interogatoriu nu o văd ca fiind, cum să zic, eficientă în taina spovedanii. Cel mult, ce poți să-l faci, poți să-l ajuți ușor, ușor, să conștientizeze, să dirigezi discuția de așa manieră, spunând de uite, hai povestește nu știu ce aspect din viața ta sau cum, cum e relația în care te afli sau cum te vezi sau cum te înțelegi cu soțul dacă e căsătorit sau mă rog, ești cu un prieten, pofti mai să vedem cum vă înțelegeți voi pe diferite planuri, adică să iei așa mai ușor mai, mai pe departe. Însă nici într-un caz nu trebuie intrat abrupt. Și nici nu cred că este uh, rolul duhovnicului de a reglementa modul în care doi soți, vorbesc de soți, că, vorbim de lucrurile firești, bărbat-femeie, căsătoriți, cununați, uh, trebuie să se apropie trupește. Aici, cum să zic eu, eu văd uh, lucrarea ca uh, aceea de a, de a încerca să ajut pe ei să se apropie unul de celălalt să învețe să se iubească, pentru că eu știu că dacă ei vor învăța să se iubească curat, cu adevărat, pe de o parte, dacă există lucruri nepotrivite în pat, singure vor mărturisi, pentru că, cum să zic, eu le ofer modelul, le inspir ceva, le spun cam cum cum, 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 cum sunt chemați ei să trăiască cei doi ca soț și soție. Și la un moment dat ei vor simți că acel aspect din viața lor intimă nu corespunde ceva nu se potrivește, zice, și să spună cu o genă, jenă și eu îi, îi rog să nu intre în amănunte, că nu contează amănunte, pot să spună, nu știu, am avut relații neferici sau chiar perversiuni, perversiunile fiind cu totul altceva, deci, uh, mă rog, relații neferici, să zicem că într-o sexualitate normală, dar într-un chip care poate uh, a, a trecut de, de niște limite, dar asta e singur să spune, eu nu, Uh, nu-i nu forțez, nici nu-i întreb uh, direct, ei singuri la un moment dat pot să povestească despre acest lucru, dacă simt și acolo, repet, le pun eu limite să nu intre în detalii, că nu e cazul. Să... Deci știți cum lucrurile acestea sunt atât de periculoase uh, încât oricât ai fi tu de înduhovnicit și de așa poți să cazi, sunt sfinți cum e Sfântul Iacob Sihastru care a căzut doar că s-a uitat la o fecioară din care scosese uh, demoni și care a fost lăsată la el acolo trei zile și trei nopți ca să fie sigur părinții că nu vine demonul. Și doar pentru că s-a mândrit pentru o clipă și a zis, uite, cum am reușit să scot demonul din, din fata asta, dintr-o dată Dumnezeu l-a lăsat în mândria lui, da? pentru o clipă și el n-a mai văzut un om din care a scos un demon, ci a văzut forme ale unei femei frumoase, tinere, care dormea, că era undeva la, la, distanță, cum se el pus nici acolo într-o peșteră și s-a prins de poftă și a violat-o și pe aia și omorât-o. După multă pocăință, a, a, Dumnezeu l-a reprimit, ca să zic așa, în ceata sfinților, dar a fost nevoie de multă pocăință. Însă vreau să spun că e foarte periculos acest lucru de adus în discuție, adică feriți-vă și voi când vă spovediți să dați detalii de natură sexuală. Vorbiți cât mai în mare, cât mai codat, pentru că demonul... Dacă înțeleg corect, îmi spuneți că este periculos în primul rând pentru duhovnic. Și pentru cel care vorbește. Mai ales dacă probabil este un monah. Și, la și pentru duhovnic, dacă e monah, chiar dacă e preot căsătorit, nu am s-au văzut situații în care lucrurile uh, Pot să, pot să degenereze pentru că poate fi o clipă de neatenție, poate fi o clipă în care uh, dacă îi prinde mai ales diavolul pe amândoi pe picior greșit, se, po se, pot întâmpla lucruri care pot, pot degenera foarte ușor și dintr-o clipă se ajunge la ceva foarte grav. De aceea sfatul meu este să se evite aceste detalii uh, iar duhovnicul să dea doar îndrumări cât, cât mai generale. Ei să caute să fie cât posibil într-o relație, sigur într-o intimitate, să încerce să păzească posturile pentru că asta va aduce o permanent revitalizare a unirilor intime, dincolo de faptul că în post, mă normal, cultivăm mai mult partea aceasta sufletească de unire cu celălalt, îl, încep, îl vedem un pic și altfel decât doar ca pe cel care uh, în pat ne, ne produce și o anumită plăcere sau ne bucurăm de, de trupul celuilalt, uh, dar uh, când ne reapropiem după post de, de celălalt, de multe ori trăim senzația cu câte postul mai lung ca și cum totul e nou, ca și cum suntem la, la început și din punctul acesta de vedere chiar e, e benefic postul chiar și pentru cei care încă cum să zic, mai trăiesc pătimaș relația aceasta trupească o văd mai, mai pătimaș Părinte, avem două tipare de femeie în momentul de față în lume, femeia din lumea reală și femeia din lumea televiziunii. Fie că vorbim de o prezentatoare de știri, fie că vorbim de o actriță, nu mai spun dacă vorbim de o actriță de filme porno. Foarte multe femei din lumea reală, sau am uitat să menționez și femeile din lumea modei, din revistele de modă. Foarte multe femei, foarte multe adolescente și apoi femei tinere tind. Spre acele, așa zise, valori pe care femeile din mass media le promovează. Copiază, exact cum sunt fetițele când sunt mici, de ai o păpușă Barbie, în cărul ei care este în dezvoltare, se va întipări o dorință de a fi și ea o păpușă Barbie. Instinctual. În momentul în care nu reușește lucrul ăsta, se naște o adevărată dramă inclusiv se poate ajunge la depresie. Unele femei se auto-se hipersexualizează ele însele și vezi asta cu ochiul liber. Pentru noi, bărbații, lucrurile astea sunt o sabie cu două tăișuri. Mai ales dacă și noi, la rândul nostru, am intrat în contact cu pornografie, am intrat în contact cu lucruri care ne hiperstimulează din punct de vedere sexual, ele în momentul acela devin niște ținte pentru un astfel de bărbat. Pur și simplu, o vezi pe stradă, o vezi la locul de muncă, uh, oriunde. Apar, într-adevăr, apar după aceea cazuri de agresiune sexuală. Dar ele apar pentru că ambele, și femeile, și bărbații, avem, suntem surescitați la nivel mental de imagini sexuale. Ne trezim pe imagini sexuale, ne culcăm pe imagini sexuale, da? Și apoi se întâmplă o altă anomalie, din punctul meu de vedere, se fac legi. Se fac legi împotriva agresiunii sexuale la locul de muncă dar nu se fac legi împotriva prevenirii ceea ce declanșează acea surescitare de natură sexuală, adică se combat efectele, dar nu cauzele. Păi de-a urmă, stați un pic că tot hărțuire sexuală este și dacă o colegă îți vine cu fusta de o palmă permanent și își așează sânii pe birou tău pe jumate dezgoliți când vine să-ți dea un document. Aia tot, hăr... asta. aia tot hărțuire sexuală se cheamă. Pentru că tu îți scoți în evidență această sexualitate, da, dat, a trupului, o pui pregnant în evidență, o scoți, ca să zic așa, la în înaintare și, pe bună dreptate, cei care uh, sunt, ca să zic așa, în interacțiune cu astfel de, de femei, sau invers, poate sunt și bărbați care procedează astfel cu femeile, uh, deși mai rar ar putea să ia atitudine și să spună, te rog frumos, nu știu, nu vii sau nu stai, măcar nu stai în fața mea așa sau nu te plimbi sau, sau nu mai intri dacă te îmbraci așa, treaba ta e libertatea ta, te îmbraci cum vrei, nu mi defilezi mie pe aici în felul ăsta, nu știu, îmi trimis documentul prin alt cineva sau, adică vreau să văd și, și astfel de reacții. Că așa... Bun, dar asta înseamnă să te opui progresului, înseamnă să te opui emancipării femei, Înseamnă să te uh, opui normalului și firescului din ziua de nu să fie retrograd, medieval? Ei, atunci nu mai e decât o șansă să fii ca Sfântul Siluan Atonitul, care zicea în uh, jurnalul lui că dacă un om ar fi cu adevărat despătimit, da, adică despătimire nu, nu se poate decât prin unire cu Dumnezeu. Adică dacă tu ești unit cu Dumnezeu și îl vezi pe om și iubești omul întreg și oriunde te uiți vezi omul, nu mai vezi că e bărbat, că e femeie, că e așa... Uh, zice, acela poate să stea, să doarmă noaptea lângă o femeie, poate să fie și goala aia și trupul lui nu se aprinde de poftă. Înseamnă că dacă asta este îngăduit la serviciu sau unde este îngăduit, nu poți să vii să spui că din cauza că s-a îmbrăcat așa sau a fost provocatoare, de asta la un moment dat, nu știu ce am făcut, am înghesuit într-un col sau Doamne ferește, poate chiar a forțat-o printr-un viol. Și poți să spui uite, am avut o șansă să, 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 să strig și mai tare la Dumnezeu și să mut și mai mult atenția de la ceea ce se întâmplă cu această femeie și cum pot să fac asta? Inclusiv fiind umilă de ea. Deci o suflete mai chinuită decât aceste femei hipersexualizate, cum le-ați numit, adică care să își exhibă într-un mod ostentativ, jenant, cum să zic, agresiv sexualitate, eu, eu n-am văzut femei de care să-ți fie mai tare milă. Acestea sunt săracele femei care nu au încredere în ele, care au o părere foarte proastă despre ele, care cred că ele ca ființe umane se reduc la această sexualitate, că atât au ele de arătat, de oferit. Asta, indiferent ce, așa, că că-s pline de sine, nu, au o părere proastă despre ele. Dacă ar apărea o părere și-ar avea încredere în ele, s-ar îmbrăca cât mai decent, cât mai eventual și-ar feri formele, că ar ști că ele atrag oricum, adică dacă e să fie cineva, îl vor atrage și nu, nu au nevoie să-și să se arate pe jumătate goale, ca să provoace o reacție în, în, într-un eventual bărbat, în cineva care la un moment dat să le devină partener. Deci, a, aici este cu, cu milă, cu milă trebuie, eu așa le văd, cu foarte mare milă, da, și sigur, ele și, până la urmă, e un, un dar pe care l-a făcut Dumnezeu, trupul este un dar, toate câtele calitățile pe care le avem sunt darurile lui Dumnezeu, dacă vrea să-și folosească darul acesta, așa, e, e dreptul ei, dar uh, este o risipire, ca să zic așa, uh, a talanților care cu care am înzestrat-o Dumnezeu nu este o punere în lucrare, pentru că nu e nici spre folosul ei, nici spre folosul celorlalți. Talanții trebuie mulțiți în sensul dumnezeesc al cuvântului, uh, mulțind binele, făcând lucruri bune, nu mulțind atitudinile pătimașe, provocând tot felul de lucruri, cum ați pomenit la un moment dat, lucruri care se pot întâmpla de la instigare la malachie până la viol, Doamne Ferește, sau alte lucruri. Părinte, există un citat cred că de la Sfântul Apostol Pavel într din Epistolele sale, îmi cer iertarea, dar nu, nu știu exact în care și nu știu exact nici citatul, dar spune că cei care sunt în Hristos nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, este una singură. Da. Am văzut interpretându-se acest citat inclusiv în favoarea transexualității Tăția, așa zisului gen fluid. Care este explicația din ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel? Și cât de multă dreptate au cei care vin astăzi să spună că este cumva o justificare pentru ideologia de gen, dacă da. e cazul? Da, chiar am avut o conferință nu cu mult timp în urmă la Universitatea Alexandru Iancuza. Mă vă bucuria fi acolo alături și de domnul rector, toate, și de profesorul Gavriluță. Au mai fost și alte persoane care au intervenit și chiar menționam acest lucru și anume faptul că toate nebuniile acestea care sunt induse, toate ideologiile acestea dezumanizante nu fac decât să pervertească uh, ceea ce este real chemare a omului. Așa cum uh, bolșevismul, comunismul uh, a fost o pervertire a religiei creștine, da? cu omul nou, cu egalitatea și cu toate celelalte, tot așa și aici este o pervertire a acestor idei. Asta, cum am spus odată, că în Hristos nu mai e nici bărbat, nici femei, nici păgâni, nici elin, nici rob, nici liber, ci toți suntem una în Hristos. Și a doua, faptul că în cer nu se mai însoară, nici se mai mure, ce sunt ca îngerii. Deci nu mai este diferența aceasta de natură sexuală. Dar E, e diferență uriașă între ce spun ce spune teologia, ce spune Sfântul Pavel și ce spun cei care susțin uh, această fluiditate a genului. Uh, una este ce zice teologia și ce zice Sfântul Pavel și anume că plecând de la o realitate, de la un dat biologic ajungi acolo unde trebuie, adică la unire în Dumnezeu, în care e conștiința că toți suntem un singur om și toți suntem trup al lui Hristos, adică atât de unii suntem între noi, dar fiecare cu o anumită funcțiune și deși suntem diferiți, totuși suntem una în el și nu este distinție în sensul acesta de discriminare în el, apropo de cuvântul acesta atât de la modă, dar se pornește de la un dat și alta este tu să schimbi acest dat spunând că ai și a ajuns. Diferența știți care e? Între a spune că eu apropo mi-am adus aminte acum că la un moment dat în, ca să dau un exemplu la un moment dat undeva în sudul țării nu mai știu cred că prin Teleroma în județul cineva și-a făcut un turn Eiffel ceva de genul ăsta un, unul dintre miliardarii de cartone ai româniei și făcuse în miniatură un, un turn Eiffel un nu știu ce mai copiasel de monumentele celebre ale lumii deci diferența e în felul următor e ca și cum ăla ar zice Că, în loc să plece de acolo și să spună, mă, cum fac să ajung la Paris să văd turnul acela celebru Eiffel și să-mi stabilesc un traseu și să ajung și să-l văd să văd și eu cum este turnul acela eventual să urc în el am fost acolo și am urcat, nu e nimic spectaculos e mult mai dezamăgitor în realitate decât în filme eu și în fotografii am fost după atacurile din Paris și l-am prins înconjurat de uh, geam antiglonț cu soldați, nu am mai intrat pentru că pur și simplu... E o senzație, da, da nu-s mai nu. bine. Nu, l-am văzut înainte și și, uh, și tot nu era mare lucru, dar să zicem, ajungi totuși să vezi în original, să vezi cum arată adevăratul, realul turn Eiffel și altceva este să spui, a, păi eu fac eu aici un turn și ăsta e turnul Eiffel. mi l-am făcut în curte, uite-l acolo, în grădină, cam așa și cu transexualii. A, dar eu deja am ajuns prin fluiditate, prin așa eu deja la mine am ajuns la, la ceea ce zice și teologia de fapt că de fapt nu mai contează sexualitatea și de fapt suntem una cam, cam asta este diferența, cam atât de penibil sunt cei care spun că în felul acesta ar împlini ceva sau că are vreo legătură cu ceea ce cu sublimitatea aceasta a evoluției a, a transfigurării noastre bărbat-femei în Hristos când ajungem să fim una ce ne învață Mântuitorul despre desfrânare? Păi, știți că este destul de categoric și foarte interesant că în privința divorțului, adică a despărțirii omul, bărbatului de femei nu dă alt motiv, zice, afară de pricină de adulter. Foarte interesant de ce lasă această variantă, ca să zic această portiță pentru cei care văd divorțul ca pe portiță, deși e o, e o durere acolo, e o tragedie când, când vorbim de divorț. De fapt, ce ne spune Scriptura, Mântuitorul nu vine decât să confirme și cum zice, n-a venit să strici ci să împlinesc. Și ați auzit că s-a spus, dacă cineva nu poftește și nu știu ce se întâmplă sau desfinează, el zice, și numai dacă se uită, da? Deci numai cu ochii dacă a poftit, el arată că căderea deja începe de momentul în care eu consimt mental, în gândul, primesc cu mintea gândul că aș putea să fiu în relație cu celălalt. Apropo, din punctul ăsta de vedere, cei care sunt dependenți de pornografie, nu când se uită la un act sexual sau se uită la o femeie dezbrăcată și fac ceea ce fac, de fapt, acolo e un soi de adulter, conform a ceea ce zice Hristos. Numai dacă te-ai și ai poftit la o femeie, ai și căzut de ceea. E a și căzut în, în, în adulter, deci atât de, atât de grav este. El arată că lucrurile nu se întâmplă numai în planul acesta biologic, el de fapt ne semnalizează, fiți atenți că lucrurile încep aici și lucrurile sunt menite a se întâmpla aici și aici aveți de lucru, adică la cele înalte sufletești, la cele care încep cu gânduri, cu stări, cu simțiri, dar care sunt chemate să meargă mai în adânc în duh și acolo e nevoie să ne întoarcem și să vedem ce se întâmplă aici ca să vedem de ce se întâmplă lucrurile în da, că căderea începe mai întâi cu un gând și după aia ușor ajunge cuvânt-faptă și invers trebuie să mă ridic de la faptă-cuvânt-gând și să mă duc în cele mai dinăuntru ale mele ca să sublimez uh, această relație. Dar Scriptura tot timpul vede în adulter, în desfrânare în a, în, de fapt în ambele uh, o imagine a omului care se rupe de Dumnezeu și numește poporul acesta, zice, desfrânat de ce? Pentru că, nu pentru că din punct de vedere sexual, ci pentru că se închină la idoli. Da? Deci, lasă pe soțul cel legiuit care este Dumnezeu, ca să zic așa, ca o mireasă care se duce și uh, uh, se culcă cu tot felul de bărbați, tot așa poporul evreu, al, poporul numit ales în Vechiul Testament, făcea acest lucru și toți cei care uh, fac asta, închinarea la idoli, este văzută ca o desfânare. De ce? Pentru că unirea cu Dumnezeu este, în cântarea cântărilor acolo, este invers mesajul de la povestea aceea de dragoste între bărbați și femeie care are un erotism, dar un erotism care duce în zona misticii, deci la unire teribilă, la o căutare continuă, bărbatul, cu femeia, bărbatul care caută pe femeie, femeia pe bărbat, Dumnezeu caută pe omul, omul, nu? Firea omenească vrea să se logodească, să se unească, să se cunune cu firea dumnezească și lucrul ăsta s-a întâmplat deja în Hristos, de aceea taina aceasta mare este, adică unirea între bărbați și femei, zice în Hristos și în biserică, că în Hristos se cunună firea omenească cu firea dumnezească, într-o singură persoană, într-o singură ipostas, e, persoana e una, firele sunt două. Așa, așa, și în căsnicie. Unirea e una, dar ei sunt doi, bărbați și femei. Uh, și atunci, din cauza asta și desfânarea adulterul, uh, sunt văzute ca forme grave de apostaziere. Deci, să nu ne jucăm cu lucrul acesta. Din acest punct de vedere, apostazia e ca și cum ai comite un adulter, că îl înșel pe Dumnezeu cu alți Dumnezei, plăsmuiți și invers, a face adulter, a înșela soțul, soția este o apostazie, pentru că în momentul ăla tu te-ai lepădat de Dumnezeu care te-a unit cu soțul sau cu soția respectiv soția. Părinte, ne de final și aș vrea să vă adresez o ultimă întrebare. Uitându-ne la spațiul creștin, chiar și la cel creștin ortodox, la ce se întâmplă faptic pe teren, dacă pot să mă exprim așa, și compar cu țările musulmane, ai fi tentat probabil să spui o prostie, dar și îmi cer iertare dacă spun prostia asta, dacă este o prostie ceea ce spun, dar ai fi tentat să spui că când vine vorba despre sexualitate, creștinismul a eșuat. Pentru că în țările creștine am legalizat toate perversiunile sexuale, inclusiv sodomia, și avem, inclusiv bordelurile sunt în anumite have, țări. Da, avem și genuri fluide, avem și videochat, avem absolut tot. Nu știu dacă ne lipsește ceva. Pe când în musulmane... Iertare, fac o pauză, întrerup. Vă da rog. Video, iarăși uit, cu videochatul. E foarte interesant ce se întâmplă și cu fenomenul acesta. Că ați pomenit că e tot un fel de... Prostituție online. Da. Este și altceva acolo. Este și altceva care dă, cum să zic, această explozia uh, explozie a industriei videoceatului și faptul că... Știți că România este în Europeană pe loc întâi. Și faptul că România este pe primul loc, de ce credeți că este locul ăsta? Haideți să vedem. Oare de ce? Să vedem, poate ne spun, <laughs> intră cineva Dacă ar telefon. fi să mă joc. Care e explicația? Aș găsi o explicație economică. Sunt alții mai, mai sărași ca noi și nu sunt pe primul loc. Că procentual suntem pe primul loc, nu neapărat. Adică, de ce nu bulgari, de ce nu, nu știu, alții. Uh, cum e cu videochatul? Că eu am spovedit fete, femei care au făcut videochat. Și sigur că acolo este și o componentă, cel mai adesea să ajunge și în asta, cu sexuală. Dar foarte interesant ce îmi spun cele mai multe dintre ele, sau în cele mai multe cazuri, ele spun că dincolo de partea aceasta sexuală, care uneori nu este, cei drept mai rar, este partea de conversație. Oamenii nu mai au cu cine să converseze. Nu mai au cu cine să, inter să interacționeze. Și așa sunt dispuși să plătească pe cineva cu, sigur, cu care se meargă până la capăt, în ce multe caz, capăt care fiind asta, eventual că se dezbracă sau ce face acolo. Dar e foarte importantă, deci sunt fete care povesteau că stau mult timp de vorbă, mult timp până să se ajungă eventual la asta. Și atunci, în Occident este această însingurare, da? fiecare cu interesul lui, tipul ăsta de civilizație occidentală care vine și pe la noi, cam asta înseamnă, când vezi pe câte unul că se laudă că s-a mutat undeva cu chirie, chiar la noi, în România, și stă de, stau de un an în blocul ăsta și abarnam n-am cum îi cheamă pe vecini. Nu cunosc pe nimeni și o spune cu mândrie și cu ei în fază. E o durere, e o tragedie acolo. Faptul că nu mai cunoști pe omul din perete în perete. Îl vezi odată, îl saluți, eu sunt vecinul de la cutare, nu asta unde -s. măcar așa cât de cât. O chestiune minimală de interacțiune. Nu mai facem asta mai făcând asta au nevoie de această interacțiune umană și atunci caută. Și de ce au găsit în România? Pentru că noi suntem cei mai deschiși la asta, suntem un popor cald, primitor. Este în firea noastră. Uitați-vă cum vin străinii, cum îți primiți aici. Eu știu cum ne primesc alte popoare sau cum primesc în general, nu neapărat pe noi. Hai că poate zici că pe noi românii ne tratează într-un fel. Nu, și pe americani și oricine s-ar duce mult mai rezervați, mult mai, adică până ai ajungi să se pășești pragul casei, până să te primească, ca la noi din prima, poftim, bine ați venit, hai să vedem, ia de aici, o țuiculiță, ia nu știu ce, hai să-ți gătesc, hai să facem ceva de mâncare, hai să vă duc să vă prim, să vă arăt, nu știu ce. Nu. Mm. Asta așa e, la Belgen, unde am trăit 8 ani, este fix cum spuneți, într-adevăr. Ca să ies cu un uh, coleg de muncă la o bere, el are o agenda și îmi face programare. Vedeți? Și atunci, uh, de asta Româncele sunt... Da, ele sunt... Așa cum sunt ele foarte, foarte... De general, este europențele, astăzi. să știți. Da, în general. Da, apropo de creștinismul care are acea, vine cu această, cu această deschidere uh, și multe, chiar am una care tot nu, nu vrea să renunțe și are pe cineva că zice, părinte, cel mai mult eu discut. Efectiv, discut. Simte că poate discute orice cu mine și sigur, uh, de ce nu renunțe? Evident că la un moment dat, când te prinde flama, când vezi cât de ușor poți obții bani și nu puțini, și, când, și multe au vrut să -și schimbe. Și, Părinte, dar ce să fac? Uite, mă duc, a... unde să mă angajez? Vânzătoarea acolo cu tare, nu reușești nici să-mi plătesc chiria, asta și asta, adică n-aș putea să trăiesc. Pe când așa stau și cumpără după aia, și au apartamente și au... Uh... E foarte greu să le ajut să înțeleagă că e cât de mare e păcatul acesta și să se desprindă. Asta deja e o altă discuție. Dar aici, să spuneați de sexualitatea din, de, de, la noi, că noi suntem am o cumva în creștinism. Chiar și, și spațiu american. Bineînțeles, -american. dar nu tot spațiu creștin, la origine nu, da. nu a fost altceva. Părinții fondatorii ai erau creștini, adică nu, sigur, și evrei pe acolo, dar totuși vetero testamentar, ca să zic așa, adică cum se și vorbește și de Europa, civilizația e de o creștină, da care are sigur și elemente din uh, zona romană. În raport De cu civilizația musulmană. raport cu civilizația musulmană. Păi, ce se întâmplă? Uh, și în general musulmanii, numai la capitolul sexualitate, la toate celelalte, la ei este foarte importantă împlinirea concretă, riguroasă a legii. Punct. Deci așa și câștigat foarte mulți adepți, așa și supraviețuit și așa ajung inclusiv să se mulțească foarte tare pentru că la ei nu se poate vorbi de avort sau de lucruri de genul ăsta. Da, deci au insistat pe această. Din punctul acesta de vedere, musulmanii de azi sunt evrei de o Ăia foarte riguroși, farisei, saduchei, toți ăia de care noi zicem, că îi vedem ca fiind de răi, nu? Și cu adevărat, faptul că l -au, nu l-au primit pe Hristos arată că nu avem nicio treabă cu Dumnezeu. Dar să fim serioși, Uitați-vă și acum, mergeți în Ierusalim. Deci, ăștia se respectă legea la, la centimă, la virguliță. Nu există. Să vezi șabat acolo, să vezi... uite te la ortodoxul nostru ce face duminica, da, chiar în timpul liturgiei. și uitați-vă la ei, adică... Bine, că și la ei sunt... Dar mă refer la cei care se declară religioși. Mă refer la... Că și acolo sunt destui atei și destui care... Și atunci, e, e, e diferența aceasta de abordare. De tip vechi, Testamentar, testamentar vechi, cum era în Vechiul Testament, și musulmanii pe filiera asta merg, ei sunt fiii lui Avram, pe, pe, pe de o parte, pe linia lui Isaac sunt evrei, pe linia lui Ismael, nu, sunt uh, ei, ca să zic așa. Uh, din, deci tot de lui Avram, doar că din uh, slujnica Agar, Deci nu sunt uh, copii legitimi, dar tot de lui Avram sunt. Și ei tot uh, religie monoteistă sunt. Ei, și îi merg pe această. Eu am fost într-adevăr într-o țară musulmană și am văzut acolo, nu te joci. Deci, nu există femeile să umble, nu știu cum, dezbrăcate sau, uh, nu mai zic, de decență, de, în comportament, în mișcări, în. Uh, nu există să se uite bărbații, nu știu cum, la femei, să... mă rog, nici nu prea e cum să te uiți că nu prea e ce să vezi, adică nu prea ce, 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 să, ce să te provoace, ca să zic așa. Și, cu adevărat, moralitatea e cum e. Ei, noi am mers. Am vrut să mergem, că am ratat sau nu, fiecare, sau cât am ratat vom, vom vedea, clar că am și ratat sunt numărate exemple că a ratat civilizația creștină această cultivare a libertății. Nu a împlinirii stricte, categorice, formale. Noi mergem foarte mult pe zona aceasta. Hristos a adus această, cu sine această libertate și faptul că nu omul este făcut pentru sâmbătă, ce sâmbătă pentru om. A schimbat perspectiva, a răsturnat perspectiva. Pentru musulmanii de azi, omul e făcut pentru sâmbătă. Generic vorbind. Adică omul e făcut să respecte niște, eu știu, principiul suprem e ascultarea, supunerea. De asta e islamul, de fapt. Supunerea, ascultare. Totul trebuie să fie pe linie, dacă vrei să fii credincios. Pe când aici se cultivă această libertate în duh. Problema e că am pierdut duhul. Unde au pierdut duhul. Și ei spun că nu că și noi suntem o ramură creștină, occidentală, confesiunea cu tare, cu tare, neoprotestanți, protestanți, români catolici, au pierdut duhul, ne-au pierdut duhul, nu mai este lucrul ăsta. Și noi, ortodoxi, unde încă mai e duhul, apropo de liturghie, încă mai avem invocarea Duhului Sfânt, în așa zisele alte liturghii, nu, nici nu mai există, măcar formal pus lucrul ăsta. Eventual doar formula din Testament, din Nou Testament luați mâncați. Dar chiar și la noi vedem ce se întâmplă. Cine mai miră în alte părți? Până la urmă, ca să încheiem, se va pune problema ce își dorește Dumnezeu? Spre care va privi mai cu, cu drag, așa? Pe cum, cum ne va primi? Pe cel care de mic, este învățat într-un ritm și într-un fel, și nici nu concepe că ar putea să fie altfel, și respectă riguros niște lucruri pe care nici nu-și pune problema să le înțeleagă și pe care mai ales nu-și pune problema să le interiorizeze. Unde duc aceste reguli? Unde duc aceste împliniri? De ce să fiu strict cu asta? Strict cu asta? De ce să îngerunchiez de șapte ori? De ce să postez până, la răs până a pune soarele? Care? C ca să ce? Sau dincolo unde. N-au fost poate, și nu sunt atât de riguroși cu asta, dar când au înțeles că păcatul nu duce nicăieri și s-au întors, s-au întors cu toată inima și au primit pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, pentru că ei nu îl primesc, apropo, musulmanii. îl primesc ca profet pe ca Iisus, profe? dar nu ca pe Fiul al lui Dumnezeu, ca pe una din persoanele trei nu nu recunosc reimea. Nici musulmani, nici mozaici. Adică, um, cei care sunt urmașii vechilor evrei din Vechiul Testament, cu religia aceasta numită mozaică după Moise. Din ace îl poți primi, în formula aceasta, îl poți primi pe Dumnezeu ca treime, ca persoane în iubire. Pentru că vezi și vulnerabilități, și slăbiciuni, și căderi, și înțelegi că legea cea mai mare este legea iubirii, pe care cauți să o împlinești. Aici, din legea aceasta, s-ar putea să nu mai ești niciodată. Aici, din căderile astea, s-ar putea să te mai trezești. E, e dacă vreți, uh, o problemă pusă într-un film foarte bun, de altfel, deși e făcut despre pro mediul protestant și probabil un film ori protestant, ori neoprotestant, dar e, e bine pusă problema, uh, tot, cu tot cu o călătorie în timp, cu tot am pomenit. Nu mai știu titlul, sper să-mi-l aduc aminte, dar ideea e în felul următor: că un, la un seminar în Statele Unite, prin secolul XIX, nu știu cât ceva de genul, unul dintre profesori scrie un manual de morală din care nu mai pomenește de culmele lui Hristos și nici Evanghelia. Și dă doar principiile creștine. Și un altul îl, îl ceartă. Și spune uh, că nu se cuvine să scrie o carte, zice, când dai un citat din Shakespeare, spui că e din Shakespeare. Nu se poți să vorbești și să zice, dar cu ce greșesc? Că doar principiile creștine sunt bune pentru toți. Da, sunt bune pentru toți, dar nu fără Hristos. Ele în sine nu sunt bune. Și el are ocazia să călătorească în timp și lea și pe acesta la un moment dat, sau îl trimite, să vadă și el în zilele noastre, adică să vadă unde duce o morală fără Hristos. O respectare doar a unor legi luate în sine, dar fără principiul divin, fără direcția pe care ne-o dau. Adică de ce împlinesc o lege, de ce împlinesc un... de ce să respect anumite lucruri care altfel sunt o morală, o etică oarecare. De ce? Pentru că Hristos a zis, pentru că asta e calea, pentru că El a zis, dacă mă iubiți, îmi pliniți poruncile mele. Vreți să fiți cu mine? Asta e calea, așa puteți fi cu mine. În postire, în rugăciune, în milostenie, în toate acestea, în înfrânare, aici mă întâlniți pe mine, vă întâlniți cu mine, Dumnezeu cel viu. Despre asta este vorba, nu despre o împlinire în sine că bune. Că de aici a degenerat toată civilizația occidentală, că a luat învățătura creștină și l-a dat deoparte pe Hristos. Și principiile în sine, pe care s-au construit toate. Și civilizația europeană, și știința europeană, că creștinismul a dus această libertate, universități, tot ce vreți, și inclusiv legislația europeană, drepturile omului acolo și-au originea, dar ele vedeți că luate în sine deja devin dezumanizant, diabolice de-a da. dreptul, aceste libertăți pe care le atribuim omului, pentru că s-a pierdut sursa. care e sursa? Acum, vorba lui Berdeev, acest filozof ortodox, Uh, care zice omul are din ce în ce mai multe drepturi, Dumnezeu nu mai are niciun drept în creație. Dumnezeu îi se anulează orice drept. Și atunci de aia suntem în catastrofa în care suntem și nu putem să ieșim din asta decât dacă îl readucem pe Dumnezeu în toate ale noastre. Oameni buni, sper că această emisiune să fie de folos la cât mai mulți oameni. Până data viitoare vă doresc multă pace în suflete și aveți grijă de copiii voștri. Numai mai bine Doamne ajută